Doamnelor și domnilor, haideți cu rând de aplauze pentru DJ Mike! În seara aceasta vă va recita Balada Caprii cu Treieri. Lume, lume! A fost odată, dacă mă crezi, o capră care avea treiezi. Într-o zi pe Facebook, într-un grup, l-a cunoscut pe cumătru lup. Era frumos, bărbier. S-a îndrăgostit capra de el, ui. Când iezii rupi de foame mai behăiau, capra și lupul pupicii își trimiteau. Avea lupul blugi slim, gleznă fină. Și la profil poză cu o mașină, ui. E domnul Țap, am uitat să vă spun. Era la muncă pentru un trai mai bun. Își iubeam prea mult capra și iezii. Pentru ei munceam fundul iezii. Iar apoi, după zi de la coasă, se întorcea și el cu draga acasă. Bună seara, capră iubită! Mi-s rup de mâncă, ce aș mai mânca? Dar ce crezi tu că oare am făcut? Noi zice că nu mai am stătut. Am strâns cocenii toți grămadă. Am pus iarba în oală să fiarbă. De ies toată ziua m-am îngrijit. Vai, 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 nu mai pot, am obosit. Vai și amar dragostea mea, stai în pat, nu te scula. Lasă că îi pune acu și voi găti. Stai acolo, iubi, iată de zi odinii. A plecat țapul la aragaz să gătească niște ou cu praz. Capra în pat-o cunecas că nu-i dă lupul mesaj. Nu fi oare prin privat cu vreo capră din alt sat? De ce oare nu vreau să-i spună un măcaș măcar de noapte bună? Când în pat se întoarce țapul, îi spune că o doare capul. Iar el, dacă o iubește, o pupă și o înveselește, mă. Măi, ne merge iar la coasă pentru capara lui frumoasă. O iubește și merge la serviciu, ea chiar merită orice sacrificiu.